Bun găsit tuturor! Pentru început o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Un fapt foarte interesant este că în acest an se vor naște copii ale căror suflete vor sosi din alte lumi și vor aduce dezvoltarea comunicării și cunoașterii pe planeta Pământ. Luna nouă din 11 februarie, în semnul vărsătorului, va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o mare putere. Luna plină din 27 februarie în semnul Fecioarei ne va face să gravităm către activități practice. În dorința de a corecta lucrurile, s-ar putea să ne găsim cu ușurință reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțe nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. În februarie, leul va fi puțin retras. Obstacolele și micile dezamăgiri vă pot face sumbru. Veți dori să vă ascundeți de toată lumea sau să vă retrageți cu partenerul vostru. Oboseala și apatia sunt de vină, dar nu vă lăsați cuprinși de gânduri negative. Este timpul să schimbați urgent ceva, pentru că viața vă pregătește o mulțime de lucruri interesante. De exemplu, nu ar trebui să renunțați la job, să obțineți un loc de muncă nou, să vă reprofilați sau să vă ocupați de dezvoltare în orice zonă necunoscută. Veți avea tărie, combativitate și, de asemenea, o continuare a ideilor. Acestea sunt ingredientele perfecte pentru a vă pune în aplicare proiectele, indiferent dacă sunt în căutarea unui suflet pereche sau pentru obținerea unei promoții. Veți întreprinde o mie și una de activități, fără a le abandona pe drum. Veți fi teribil de eficient, cu tendința totuși de a crede că scopul justifică mijloacele. În domeniul carierei, leii nu vor viza noi înălțimi luna aceasta. Veți dori să lăsați lucrurile așa cum sunt și să mergeți cu fluxul. Astrele promit că până la sfârșitul lunii situația se va schimba și veți avea o mulțime de propuneri pentru conducere. Aveți grijă că a sosit timpul să izbucnească un conflict care a mocnit de prea mult timp, un conflict cu unul dintre superiorii sau colegii voștri, dar acest lucru va ajuta la deblocarea situației și la îmbunătățirea atmosferei. Pentru ca totul să iasă în avantajul tău, ar trebui să fii calm și modest. Dacă te vei implica cu ardoare în acest conflict, vei pierde orice profit pe care l-ai fi putut obține și relațiile cu colegii și șefii vor avea de asemenea de suferit. În partea a doua lunii, veți construi proiecte profesionale grozave, dar nu veți lua toate măsurile necesare pentru a aduce la viață ideile voastre frumoase. Totuși, dacă dați dovadă de curaj și perseverență, este foarte probabil să ajungeți acolo unde v-ați propus, deoarece planurile voastre nu sunt utopice și necesită doar efort și sacrificii moderate. Așa cum se întâmplă atât de des, îngrijorările legate de situația financiară vor monopoliza. Dar de ce să te chinui atât de mult? Diogene, care renunțase la bogății și onoruri, trăia într-un butoi lângă marginea unui drum. Într-o zi, Alexandru cel Mare s-a oprit în fața butoiului și l-a întrebat: "Aș putea să fac ceva pentru tine?" Iar Diogene a răspuns: "Da, dă-te la o parte din soarele meu." Nu așa ar trebui să gândești și tu? În partea a doua lunii, sfera financiară se va stabiliza.
Cheltuielile vor fi rapid compensate de venituri, dintre care unele sunt destul de neașteptate. Veți fi convingători în negocierile și tranzacțiile voastre, uneori chiar arătând un flair remarcabil. Dar mai presus de toate, nu împrumuta bani unuia dintre prietenii tăi, pentru că cine împrumută prietenilor pierde dublu. S-ar putea să nu-i mai primești înapoi. Cât privește dragostea, vă veți sătura de ceea ce aveți la îndemână. De data aceasta, fructul interzis va avea un gust deosebit de delicios pentru voi și, prin urmare, veți fi foarte predispuși la infidelitate conjugală. Chiar dacă ești liber, vei reuși să le oferi iubirilor tale un aer clandestin. În orice caz, veți putea da frâu liber celor mai sălbatice fantezii sexuale, fără inconveniente. Cuplurile îndrăgostite ar trebui să încerce să treacă la nivelul următor. Poate că este timpul să trăiți împreună sau să depuneți actele la starea civilă. Luați cel puțin un weekend pentru a vă bucura unul de celălalt. Sexualitatea ta va fi la apogeu și în februarie poți obține plăcerea maximă. În partea a doua lunii va exista un risc de haos acasă, deoarece Jupiter va fi acolo pentru a provoca tensiuni în viața de căsătorie. Dar tu vei fi principalul vinovat. Vei căuta să-ți domini soțul sau soția, îl vei privi ca pe o proprietate privată sau îți vei face toate capriciile tale. Celălalt nu va avea deloc chef să-ți intre în grație, să te asculte sau să te înțeleagă. Cei singuri vor trebui să aștepte puțin mai mult înainte de a întâlni un suflet pereche. Acum este cel mai bun moment pentru a începe noi relații, dar este necesar să lucrați la cele vechi. Faceți contact cu membrii familiei, faceți pace cu prietenii și rudele, stelele sunt favorabile contactului prietenos. Primele 10 zile ale lunii vor decurge fără probleme de sănătate și nu vă veți simți rău. O excepție poate fi durerea de cap, care va fi adesea din cauza vremii nefavorabile. Trebuie să învățați cum să faceți față dependenței de vreme. Pentru aceasta va trebui să vă reconsiderați stilul de viață, să învățați cum să vă temperați, să vă reconsiderați dieta și, în cele din urmă, să începeți să faceți sport. În general, te vei bucura de o sănătate bună, dar afluxul de la Pluto va juca ca un factor de hipertensiune pentru nativii predispuși și sunt posibile incidente la nivelul picioarelor. În orice caz, este în interesul vostru să monitorizați îndeaproape circulația arterială și venoasă. Pe de altă parte, urechile vor putea fi sensibile, așa că aveți grijă să evitați nivelurile sonore excesiv de ridicate. În partea a doua lunii nu există planete instalate în sectoarele voastre legate de sănătate. Ca rezultat, ar trebui să dispuneți de o formă fizică și morală infailibilă, pe care se va pune problema de a nu o irosi ducând o viață dezordonată. Dar ferește-te de exces, nu vă supra-solicitați mușchii și aveți grijă de stomac. Spre sfârșitul lunii vor începe probabil problemele cu tractul digestiv și e posibil că va trebui să vă supuneți examinării și tratamentului.